Florin Oancea, candidatul ALDE la funcția de primar al municipiului Deva, s-a întâlnit din nou cu alegătorii. În această dimineață, Florin Oancea a stat de vorbă cu locuitorii cartierului Micro 15. Candidatul ALDE le-a prezentat oamenilor proiectele sale. Aici avem programul și aici echipa al domnului Oancea de consilier. Al lui Tereșanu, da? Da. Bun. Florin Oancea. Am ajuns la funcție primar. Da. Suntem pe ajutorul noastră. Florin Nicolae Oancea a fost viceprimar al municipiului Deva timp de 6 ani în perioada 2004-2010 și candidat independent la funcția de primar al reședinței de județ în anul 2012. În această dimineață, Florin Oancea s-a întâlnit cu alegătorii care locuiesc în cartierul Micro 15.